Moment de groază pe autostrada București-Pitești. Un tir încărcat cu detergenți a luat foc în mers. Flăcările au pornit de la o roată și în scurt timp au cuprins întreg autotrenul. Șoferul a observat flăcările în oglinda retrovizoare și a oprit imediat pe banda de urgență, de unde a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar apoi a încercat să stingă singur flăcările care s-au extins rapid. Din primele informații se pare că incendiul a pornit după ce una din roțile mastodontului s-a blocat în mers și din ea au început să iasă scântei care au aprins prelata tirului. Pompierii au ajuns imediat la locul incendiului și au reușit să stingă focul în scurt timp. Tirul era încărcat cu detergenți și se îndrepta spre București. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime, șoferul era singura persoană aflată în cabina autotrenului. În urma incidentului, traficul a fost îngreunat mai bine de o oră.